Pentru o perioadă de 4 luni, atât cât durează interimatul, Pompiliu Ciolacu este noul director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Acesta a preluat funcția de conducere chiar de ieri, 12 septembrie, și își propune să continue seria activităților desfășurate de Ion Cepoi, fostul director CJCPCT Gorj. Primul rând sunt interimar, deci pe o perioadă de timp. Bineînțeles că fiecare când vine dorește să facă ceva și ceva bun. Eu cred că în toți anii acestea pe care i-am avut ca și angajat cu o jumătate de român la Centru de Creație, am făcut lucruri care vor rămâne în memoria tuturor oamenilor care vin și se vadă Muzeul Crucii, Muzeul Costumului Popular. Am contribuit esențial la vatra dacilor de la Polovragi. Normal că ne dorim să facem cât mai multe și cât mai bune. De asemenea, trebuie să înființăm din nou o echipă care să meargă în teren, să vedem cum mai stăm cu creatorii populari, cum mai sunt, pentru că e foarte important acest lucru. Sunt foarte multe acțiuni pe care vreau să le fac și să nu le stopez, pe care le-a făcut domnul Cepoi și le-a făcut bine. Așa că îmi doresc tot binele din lume să pot să fac ceea ce cred eu că mă pricep să fac de atâția ani. Ciolacu anunță o activitate intensă la centrul a cărui conducere a preluat-o de curând. Alături de colegii săi cu care a lucrat și înainte de preluarea acestei funcții, noul director va merge în teren pentru a căuta noi meșteri, noi valori pe care să le promoveze prin activitatea centrului. Meșterii populari sunt persoane de valoare care nu fac altceva decât să evidențieze importanța obiceiurilor și tradițiilor noastre populare. După cum spune Ciolacu, în momentul în care moare meșterul, moare și meșteșugul. Da, deocamdată, cum să vă spun, nu ieșim din sfera acțiunilor și nu avem cum, pentru că acțiunile Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale sunt foarte multe până la sfârșitul anului și sperăm să le trecem cu brio. Deci, ce să vă spun, sunt convins că împreună cu colegii mei de la Centrul Județean pentru Conservare vom vedea exact starea din teren, câți creatori, dacă mai au continuatori sau nu mai au, dacă mai au ar fi foarte bine, dacă nu mai au nu e bine, pentru că vedeți dumneavoastră, în momentul când moare meșterul popular, moare și meșteșugul. Dacă n-are continuator, el moare. Și noi vrem să stopăm acest lucru și sunt convins că vom reuși.